Eclipsa totală de lună Pentru Zodia Scorpion, dacă urmăriți și horoscopul săptămânii 9-15 mai, în plan personal conștientizați dorințe profunde pe care puține persoane le exprimă în mod deschis. Pentru Zodia Scorpion am zice că mai există și tendința de exprimare discretă, tendința de a comunica sau de a vă folosi de informații secrete. Sunt momente de creativitate. În ceea ce vă face fericiți apare credința, compasiunea, imaginația, spiritul practic, deschidere către trăirile profunde, mistice. Contracte sociale procese sunt favorabile vă, și vă susțin vitalitatea, curajul îndrăzneala, dorința de a lupta și sănătatea este bună. În relația apare colaborarea. În perioada 17-18 mai, Marte în conjuncție cu Neptun aduce intuiție, spiritualitate, raționament subtil, entuziasm, scopuri neclare, evenimente care se apreciază greșit și alegeri care pot fi umanitare sau religioase, relații favorabile însă marcate poate unor de iluzii. Conjuncția care apare valorifică un trigon soare-pluto dintre comunicarea cei apropiați și contractea social-procese. Această valorificare are și suportul unei vitalități bune, a încrederii în forțele proprii, îndrăzneală, dorința de a lupta, dorința de a lua decizii rapide și aici s-ar putea spune că există și posibilitatea de a lua decizii nu numai rapide, ci și corecte.